Da, sunt foarte fericit că am revenit la Iași. Am fost dorit aici, am ținut în permanență legătura cu președintele clubului, suporterii mi-au făcut lobby să revin aici și sunt foarte fericit. Îmi doresc să fiu cât mai repede apt pentru a ajuta echipa. Nu știu, cred că într-o săptămână, două voi fi cât de cât bine. Poftim? Păi am făcut acasă pentru că am avut o vacanță prelungită, apoi m-am antrenat cu cei de la Steaua 2 două săptămâni și acum am revenit, ieri am intrat în programul normal al echipei și v-am spus, sper să fiu cât de repede bine. Nu, la Berce. Da, îi mulțumesc. Da, am vorbit cu dânsul înainte și știu ce își dorește de la mine. Da, înțeleg. Păi, cred că anul trecut la început m-a ajutat foarte mult această regulă pentru că veneam după un an în care nu prea am jucat, dar după prin evoluțiile mele cred că mi-am câștigat locul de titular. Cu vechea. Da. Ce îmi doresc? Îmi doresc să câștige Poli, normal. Cred că este un meci, va fi un meci dificil, dar un rezultat pozitiv în acest meci le va da moral cu echipierilor mei și vom putea aborda altfel meciurile următoare. Eu n-am simțit că am fost acolo, sincer. Am fost plecat întotdeauna. Eu sunt un jucător care îmi doresc foarte mult să joc fotbal, nu să câștig bani, mai ales la vârsta asta. Și sper că, dacă am parte de continuitate, să ajung la nivelul la care îmi doresc eu. Păi nu știu. Concurența foarte mare și... Da, sunt foarte mulți jucători, adică eu asta cred că a fost principalul motiv, că este o concurență foarte mare acolo și cred că mai bine am venit aici ca să joc decât să stau acolo în spatele porții. Nu, n-am discutat nimic despre asta. Ați văzut și dumneavoastră. Nu mi-au dat. Da, este un obiectiv îndrăzneț, dar cred că trebuie luat pas cu pas, adică meci cu meci și la sfârșit, după cele 26 de etape, vom vedea unde vom fi. La ce am văzut eu la meciul ăsta cu CFR, cred că sunt și jucători de calitate aici, doar că au nevoie de timp pentru a se acomoda cu fotbalul din România și fără greșeala aceea de arbitraj, clar e o greșeală, cred că echipa a jucat bine până în momentul ăla. Echipa aceea era o echipă foarte valoroasă, dar care s-a format în 3-4 ani, cred. Și a fost mult mai ușor, adică clar e o diferență. Echipe care sunt la început de drum sau la nivelul nostru,
la momentul ăsta, încrederea, dacă nu reușeam să-l câștigăm. Încrederea e dată de acea spargere de gheață cu gol. Dacă reușim să marcăm... Așa mă. Așa mă.